Stimați colegi, inclusiv stimate domnule Valeriu Strâleț, cum se cunoaște, în ultimii ani au fost închise sute de școli. Până la finele acestui an se preconizează optimizarea a încă celor 200 de instituții. Oamenii se revoltă, ultimul exemplu fiind satul Troița Nouă, raionului Anienii Noi, unde oamenii în semn de protest au blocat traseul internațional. Astfel, fracțiunea PCRM cere insistent prezența imediată, astăzi, la ședința plenară a ministrului educației, doamna Maia Sandu, și petrecerea audierilor parlamentare deschise pe subiectul optimizării școlilor și eșecul sesiunii de bacalaureat din acest an. Astfel, noi propunem și includerea în ordinea de zi a proiectului de lege sub numărul 128, din 21.03.2013, care prevede stoparea procesului de optimizare în sistemul de învățământ. Rog ca aceste două subiecte să fie puse la vot.